Eu, salutare! Se zice că dacă vrei să primești un cadou de la Moș Crăciun, trebuie să-i scrii o scrisoare. Ei bine, noi și în cazul de față. Chiar vorbeam zilele trecute cu Darius și îi ziceam că vreau să-mi iau o lansetă all around. Bine, nu există așa ceva, dar acolo pe unde aveam. Pentru zilele în care ies pe Argeș, special pentru Argeș de fapt și nu știu niciodată ce poate intra și să nu mai fiu nevoit să car două lansete după mine, iar moșul mi-a auzit dorința și mi-a trimis un cadou. Dacă nu mă crezi, a, uite cine a trimis pachetul. Moș Crăciun! Sper că focalizează camera. Bine, de fapt, cadoul este chinezesc, iar moșul este român. Te salut, Leo! Hai să deschidem cadoul, să vedem ce am primit. Ia să vedem momentul adevărului. Avem un băț de la Fiorin, un pilot. Nu știu cât de bine prinde camera. Așa, să se vadă frumos. Și o pereche de mănuși. Păi, astea sunt super bine pe perioada asta, mai ales că e frig. Mâna de frig, mai ales acum iarna. Și sunt bune și vara. Cine pescuiește la Clanș și merge prin pădure știe că e atacat de țânțari și să fim serioși până la urmă cu oricât autantei, da? În momentul în care eliberăm un clan, automat ne spălăm și pe mâini, iar în momentul ăla se duce toată protecția pe apa sâmbetei. Sunt o singură mărime pentru mâna mea, mâinile puțin cam micuțe, foarte bune. Da, vin destul de bine, sunt super bine făcute, au niște chestii astea albe aici pentru aderență, nu o să-ți alunece bățul pe mănușa pe băț, pardon, pe mandarină. Băi, chiar sunt mișto, îmi plac. Chiar o să le folosesc cu mare drag. Bun, hai să vedem și lanseta, vedeta principală a cadoului. Frate, abia am așteptat să îl desfac. Am vrut să fac asta împreună cu voi. Nova Farmec. Oh, mai am primit ceva. Un cadou. Este o husă pentru transport. Păi, asta o să fie super folositoare pe Dâmbovița și mai ales în momentele în care voi ieși cu două bețe după mine, iar cel al doilea va fi pentru situații speciale, ca să le zic așa. Este ajustabilă, acum am văzut. Poți să o reglezi cât ai nevoie, nu e problemă. Dacă ai o lansetă ceva mai micuță, se reglează. Chiorim. Bun, hai să scoatem lanseta. Să vedem. Ce ușurică e. Ce ușurică. Lanseta arată super bine, foarte ușoară. Îmi place inelul de prindere de aici, de la mandrină. Un inel futurist, cred. Oricum, îmi place cum au ales să-l facă. Pilot. Chiorim pilot. Hai să vedem și ce date avem inscripționate pe băț. Este un pilot model S672, medium light, 200 de centimetri, 2 metri în cap. Un 2 metri și 10 sau un 2 metri 20 era mult mai potrivit, dar calul de dar nu se caută la dinți. Așa, ce mai avem trecut aici? Line 8. Wow, e prima dată când văd astea, sau nu m-am uitat eu unde a ajuns de atent până acum pe PC. 614 livre. Și lure weight 418 grame. Este mai mult decât un all-around. Este ceea ce avem nevoie. Mai ales pentru Argeș. Atât la clan, merge și alău. Știu că avat.
Ce pot să mai spun despre acest băț este că este fabricat din carbon T30 și T36. Vine împletit în 4 straturi, dacă nu mă înșel, da, 4 straturi, Spiral X, cum zic ei, care îi conferă o rezistență mult mai bună. Mandrina este una de tip semi-skeleton, cum îi zic eu, tot fugi din carbon. Da, este trecut și pe mandrină. Sper că focalizează camera. Dacă nu știu, la acest model de mandrină se numește VSS. Sper să nu greșesc, sper să nu greșesc. Iar pentru restul de mânări s-a folosit lemn de plută AAA, cum zic ei, premium, mult mai simplu spus. Este un băț chiar fast curat. Dacă am observat eu bine, vârful este unul tubular, nu are plector, ceea ce îi dă o sensibilitate crescută. Mi se pare destul de permisiv pe vârf. Asta înseamnă că pot să-l folosesc foarte lejer și la crem și biban. Voi folosi mare parte lanseta pe Argeș. Voi căuta atât clanul, bibanul, știuca, șalăul, avatul, cam tot ce poate să intre pe Argeș, nu fac griji. Bun, că am terminat cu datele tehnice și toate cele. Sincer, chiar îmi place bățul, se simte super bine în mână. Se simte calitatea materialelor, chiar nu au făcut rapal la calitate. O altă chestie, personal am o problemă cu mandrinele de tip skeleton, nu mă înțeleg foarte bine cu ele, doar cu câteva sau la diferit, unele modele lansete au fost ok și am putut să le folosesc. La asta e ok, la acest pilot este ok, cel puțin pentru mine, nu știu pentru voi de ce să zic, personal îmi vine bine în mână. Bățul se simte foarte bine, nu mă așteptam. Încă nu m-am hotărât ce mulinetă se pun pe ea. Ocuma Inspira sau Ultegra, nu știu. Tu pe care o ai alege? Ce mulinetă ai pune pe lanseta asta dacă ai fi în locul meu? Și de ce? Chiar sunt curios. Aceasta a fost prezentarea noii lansete, cadoului de fapt, că este un cadou pe care o voi folosi, voi abuza de ea. Înainte de a încheia clipul de astăzi, am să te rog să dai un like și un coment pentru a mă ajuta să review canalul, pentru că nu am mai postat de ceva vreme, cred că de un an de zile nu am mai postat nimic, și o abonare plus o distribuire dacă îți place ceea ce fac. Referitor la zilele când voi posta, încă nu m-am hotărât, probabil lunea sau joia, încă nu m-am hotărât în ce zi voi reîncepe să postez. Am să încerc să postez o dată pe săptămână, dacă nu reușesc, cu siguranță o dată la 2 zile. Nu mai am același timp la dispoziție ca și înainte, am un copil mic, ceea ce necesită foarte mult timp. Iar timpul care era înainte alocat pentru pescuit, acum este alocat copilului. Dar voi continua să postez, dacă nu o dată pe săptămână, cu siguranță o dată la 2 săptămâni. Sper că nu am omis niciun detaliu important despre lansetă. Oricum am să las în descriere toate specificațiile, plus un link de unde puteți cumpăra acest model. Bine, de fapt, sunt mai multe modele, nu neapărat acesta, fiecare își ia ce îi place sau ce are nevoie. Și cam asta a fost materialul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, o abonare, un coment, iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci, salutare și fire închis! Baftă!